Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat la acea fază cu eliminarea lui Eddie? A fost un corner. Tușierul a considerat că nu este corner, iar Eddie n-a făcut nimic altceva decât să-i reproșeze că a fost corner, nimic altceva. Am revăzut și faza după aceea, cornerul este clar, este evident, nu a înjurat, nu a făcut absolut nimic, singurul lucru pe care l-a făcut a depășit spațiul tehnic un metru. Acum toți antrenorii fac asta. Este foarte greu ca în dinamica jocului, presiunea pe care o are oricare dintre noi, se întâmplă lucrul ăsta. Ăsta este motivul pentru care a fost eliminat. De asta am și spus mai devreme că eu consider că a fost doar un exces de zel și nimic mai mult. Deci considerați că doar pentru simplu fapt că a depășit spațiul tehnic Eddie Iordănescu a fost eliminat? Eram acolo cu toții doar pentru acest fapt. Nu știu dacă avea un metru. Dar este singurul motiv pentru care l-a eliminat. Nu a vorbit urât, nu a înjurat, nu a protestat, n-a protestat. I-a spus doar că a fost corner și nimic mai mult. Revenind la partida din această seară, din nou CFR Cluj pe primul loc. După un joc bun și credeți că lupta pentru titlu rămâne în continuare deschisă? Pe noi ne bucură că am revenit pe locul pe care credem și ne-am dori să nu-l mai cedăm până la final. Evident că lupta va fi deschisă în continuare, dar noi ne dorim ca acest loc să nu-l mai cedăm până la finalul campionatului. Mulțumesc!